Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la o ediție specială a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Înregistrăm această emisiune împreună cu invitatul nostru, Mihai Dimitrașcu. Bine ați venit pentru prima dată la emisiunea Calea Adevărului și Viața. Mulțumesc, apreciez asta. Sunteți slujiți în zona Galați, dar începem să spun că realizăm această emisiune într-un context mai special. Suntem la o conferință națională de misiune, unde chiar ați avut un mesaj pentru cei care participă aici și cred că e binevenit ca unele lucruri din acel mesaj, dar lucruri care sunt pe inima dumneavoastră vis-a-vis de zona de misiune, să le împărtășim, să le comentăm într-un cadru mai larg. Dar în primul rând, pentru cei care încă nu vă cunosc, cel puțin prin intermediul lucrării Alfa Omega, câte ceva despre dumneavoastră, frate păstor? Eu m-am născut într-o familie de credincioși evanghelici. Bunicii mei din partea ambilor părinți au fost credincioși evanghelici în bisericile pentecostale și aș putea spune că am, din acest punct de vedere, am moștenit o tradiție bună, în sensul bun al cuvântului tradiție. La vârsta de 17 ani am intrat în contact cu un grup care făcea cursurile navigatorii underground. Chiar niște timișoreni au fost folosiți de Dumnezeu în sensul acesta și a fost locul unde cred eu că Dumnezeu m-a născut din nou, unde viața mea a fost transformată și unde conceptul de grup mic de ucenicie în cadrul relațional a fost așezat chiar de atunci. Sunt căsătorit cu Nelly, împreună avem 3 copii, 20, 17 și 16 ani, 2 băieți și 3 o fată, zicem noi, ca să fie bine protejată. Deși m-am pregătit în domeniul tehnic, am lucrat un timp în cadrul Universității din Galați într-un atelier de proiectare. Din 92 viața mea a luat o altă turnură. Am fost beneficiarul unor perioade de instruire, echipare în ceea ce privește slujirea, atât în Statele Unite cât și în România. Și de 15 ani păstoresc o biserică, Biserica Emanuel, pe care am plantat-o în orașul Galați. În același timp, supraveghez în cadrul comunității de Constanța, vreo 90 de biserici care țin de județele Galați, Brăila, Constanța și Tulcea. M-am dedicat destul de mult în ultima perioadă în organizația Biserici cu Impact Global, Big Impact, unde coordonez un program de echipare, Advanced Training Studies, având specializarea în teologie pastorală. Pentru 3 ani investim în specializarea, formarea, echiparea oamenilor care sunt deja în slujire, care au o bază teologică așezată, dar care simt nevoia unui context în care să continue echiparea, ținând cont de faptul că formarea spirituală presupune să fie o caracteristică a vieții noastre. Howard Hendricks spunea că atunci când încetăm să învățăm, presupune să încetăm și să predăm. De aceea, pentru orice slujitor este importantă formarea continuă. Deci aveți o pasiune și chiar o componentă a activității curente, aceea de a investi în echipare, în pregătirea pentru slujire a liderilor pe o zonă cât mai largă. Și că a fost un motiv pentru care organizatorii de la această conferință PIM v-au chemat să-i provocați. Ați început prezentarea cu un lucru interesant, legat de înțelegerea vremurilor, pentru că foarte mulți creștini, cum și spuneați, sunt preocupați să analizeze trecutul, cum a fost, ce a fost, sau alții sunt preocupați de viitor, ce face Domnul, dar foarte puțin înțeleg vremurile în care trăim. Poate că ați putea să arătați puțin lucrurile care țin de înțelegerea momentului spiritual al României, poate și din perspectiva aceasta a echipării. Eu nu am impresia că înțeleg vremurile. Noi înțelegem numai în măsura în care Dumnezeu alege să descifreze pentru noi anumite lucruri, dar am pornit în prezentarea mea de la fiii lui Isahar, care se pare că au avut această înțelepciune de la Dumnezeu să descifreze vremurile în care ei trăiau și, în acord cu contextul prezent, să-i conducă pe cei pe care Dumnezeu i-a așezat sub autoritatea lor spre a împlini, să zic așa, planul lui Dumnezeu în așa fel încât voia lui să se manifeste, să se întrupeze în acel cadru în care ei se găseau. Sigur că societatea în care noi trăim, dacă îmi permiteți, într-un anumit fel, ea seamănă cu contextul în care Domnul Iisus a venit în lumea noastră. Îmi place ce spune Apostolul Pavel în Galateni, la împlinirea vremii. La împlinirea vremii Hristos a venit în lumea asta și, mă rog, e interesant pentru mine să mă uit la contextul acela, nu? Avem o limbă de circulație internațională, greaca. Oriunde te duceai, dacă știai greaca, făceai față cu succes.
aveai acces la cultură, afacerile se făceau în această limbă și este surprinzător faptul că Dumnezeu îngăduie ca Vechiul Testament să fie tradus în limba greacă, în ceea ce știm noi că este Septuaginta, și în felul acesta oameni din toate națiunile au acces la revelația lui Dumnezeu, la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Bine, în prealabil Dumnezeu cumva prin cele două diaspore, cea babiloniană și cea asiriană, pregătește, să zic așa, omenirea pentru momentul în care, în mijlocul unei lumi politeiste, oamenii să-și însușească credința monoteistă. Dacă mă mișc un pic mai departe, găsesc Imperiul Roman, în cadrul căruia există acea Pax Romana, pacea în interiorul granițelor Imperiului Roman, care au creat premise să se dezvolte o infrastructură, drumurile, nu? Care porneau de la Roma și ajungeau, avem și noi urme de ale lor în țara noastră, da? Și care mai târziu vor fi folosite de evangheliști pentru ca Evanghelia să fie răspândită. Mă rog, mie îmi spune că biserica primară trăia într-un anumit context global care a favorizat răspândirea Evangheliei până la marginile lumii cunoscute de atunci. Ei bine, mutându-mă acum în secolul 21, eu nu văd decât o repetare a istoriei pe o altă spirală, știți, lucrurile care au fost revin, dar revin cu o acumulare în tot ceea ce a însemnat parcurgerea istorică. Și văd din nou această globalizare despre care se tot vorbește astăzi, favorizată de o limbă de circulație internațională engleză, de o infrastructură uriașă, cum niciodată n-a mai cunoscut omenirea noastră, iar internetul n-a făcut decât să ne pună la grămadă pe toți în ceea ce se numește acest global village, satul global, da? De oriunde din lumea asta poți avea acces oriunde. E bine, pentru mine vremurile astea sunt foarte interesante. Există o dinamică care îmi comunică faptul că Dumnezeu este interesat ca planul său, ca visul său, așa cum l-am numit eu în prezentarea la care ați făcut referire, visul său din veșnicie să poată căpăta valențele necesare ca până la marginile pământului și într-o zi chiar și cerul să fie populat cu fii și fiice de Dumnezeu. Deci trăim vremuri foarte interesante și eu cred că e important să ne uităm în istorie și să învățăm din lecțiile istoriei cum putem folosi aceste lecții pentru a deveni parte a visului lui Dumnezeu pentru generația noastră. Asociat acest vis al lui Dumnezeu și ați vorbit de mai multe ori despre aceasta, un subiect mai puțin abordat în alte biserici, dar ați introdus și sau ați reamintit unora care știau și despre acest mandat al creației. În bisericii noastre se predică foarte mult despre marea trimitere, despre mergerea la marginea pământului, însărcinare, dar mai puțin se vorbește despre acest mandat al creației de la Dumnezeu. Poate puteți să subliniați câteva idei. Sigur, țin să precizez că unii au așa o rezervă vis-a-vis de cuvântul visului Dumnezeu. Dumnezeu nu doarme, nici dormitează, nici nu poate visa. Pentru cei care au probleme cu limbajul acesta, le sugerez să-l înlocuiască cu un sinonim, planul lui Dumnezeu din veșnicie. Așa cum înțeleg eu citind Scriptura, Dumnezeu este Cel care, înainte de crearea timpului și spațiului, înainte de a-L crea pe Adam și Eva, înainte de a crea omul, a avut un plan. Și, mă rog, este ușor să te uiți în Scriptură și la istorie și să constați că, până la urmă, toată istoria lumii se desfășoară în căușul palmei lui Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu primei perechi din lumea asta, lui Adam și Evei, îi prezintă visul său: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l. Unii văd aici mandatul creației. Deci Dumnezeu s-a așteptat ca Adam și Eva să umple pământul nu doar cu fii și fiice după chipul și asemănarea lor, ci cu fii și fiice ale lui Dumnezeu, pentru că acesta a fost visul lui Dumnezeu, pământul să fie populat cu fii și fiice de Dumnezeu. Mă rog, unii numesc mandatul acesta ca fiind de altfel și mandatul cultural, presupozițiile creierii culturii și civilizației izvorâte de aici. Mă rog, din păcate, prima pereche eșuează și în loc să construiască cetatea lui Dumnezeu, vor construi turnul Babel, da, și de aici toate consecințele decăderii, dar Dumnezeu rămâne credincios visului său, pentru că El va insista de-a lungul timpului, va reitera această dorință permanentă
ca pământul să fie populat de fii și fiice de Dumnezeu. Și dacă pot să continui ideea, dacă prima pereche eșuează, Dumnezeu nu renunță la visul său și Dumnezeu alege un alt bărbat și o altă femeie dintr-un alt zona lumii, pe Avram și Sara, îi cheamă, îi mută într-o altă cultură, într-o altă civilizație și Dumnezeu cere acestui cuplu să dezvolte o națiune prin care Dumnezeu se angajează să binecuvânteze toate națiunile pământului. Și aici din nou imaginea asta globală a lui Dumnezeu, nu? Nu doar o familie, nu doar un popor, ci toate națiunile pământului să fie impactate de visul său, pentru că Dumnezeu iubește în egală măsură pe toți. Face un popor de preoți care să slujească în mijlocul celor în alte națiuni ca o preoție aleasă, care trebuia să îl ia pe Dumnezeul tăinuit, nevăzut și să-l aducă în mijlocul comunității și apoi să ia nevoile oamenilor și să le ducă înaintea lui Dumnezeu. Dar, așa după cum știți, și familia, poporul care se naște din Avram și Sara nu vor reuși să ducă la îndeplinire planul visului Dumnezeu, dar ceea ce este extraordinar e faptul că Dumnezeu nu renunță. Și este așa de frumos să vezi că însuși Dumnezeu, la împlinirea vremii, coboară în lumea noastră întrupându-se și pe lângă mandatul creației despre care ați vorbit, Dumnezeu reiterează, dacă pot să spun așa, acest mandat dându-i forma de mandatul cultic, când pentru ultima dată când Dumnezeu se adresează omului față în față prin Domnul Iisus, îi spune ceea ce cu toții cunoaștem în Matei capitolul 28, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. E bine, nu știu cât vă propune să rămânem pe mandatul creației. Să subliniem, pentru că eu subiect mai puțin în abordare, pentru că, într-adevăr, de la Iisus Hristos încoace, da, primim acest mandat, mergem, evangelizăm, ca și emisiunea aceasta și slujirea noastră prin media, este parte din acest mandat de a răspândi Evanghelia până la marginea Pământului. Dar mai puțin consider că actual primul mandat, aceea de a face, de a popula Pământul, de a face copii după chipul și asemănare. În ce măsură cele două dimensiuni sunt compatibile? În ce măsură una este mai importantă decât alta? În ce măsură, în fond, se completează? Ele sunt complementare, mi-aș permite eu să spun, pentru că împreună vizează împlinirea visului lui Dumnezeu. Și dacă vă amintiți, am avut o mică statistică pe care am prezentat-o în ceea ce am avut în sesiune și mie cel puțin mi se pare că e ceva care ar trebui să ne îngrijoreze. Statisticile spun că dacă o cultură pentru o perioadă de mai mult de 25 de ani are o rată a fertilității mai mică de 2,11 copii pe familie, pe femeie, pardon, cultura aceea are toate șansele să se piardă. Statisticile merg puțin mai departe și spun că dacă rata fertilității este de 1,9, nu se va mai redresa acea civilizație. Deci dacă o familie nu are mai puțin de 2 copii, într-un fel. Ceva de genul ăsta, iar dacă e de 1,3, este irreversibil procesul. Acum, probabil că știți că în România rata fertilității cred că este undeva la 1,2. Deci asta îmi spune mie că viitorul pentru copiii mei, dar mai ales pentru nepoții mei, va arăta foarte diferit decât ceea ce noi avem astăzi, lucru care pe de o parte ar trebui să ne îngrijoreze. Ei, acum, când mă gândesc la mandatul creației, privit din perspectiva lui Dumnezeu, dacă fiecare familie de credincioși născuți din nou îndeplinesc acest mandat, nu? Și rata fertilității, rata nașterilor este peste 2,11, da? Atunci, fiii și fiicele de Dumnezeu crescuți în familiile noastre sunt purtători ai mesajului lui Dumnezeu într-o lume care are nevoie disperată de Dumnezeu. Ei, peste mandatul acesta al creației este și mandatul cultic care presupune să facem ucenici. Sigur că ucenicii îi facem începând cu copiii noștri, dar dincolo de copiii noștri, noi avem acest mandat de la Dumnezeu de a face ucenici din toate neamurile și să extindem în felul acesta granițele împărăției lui Dumnezeu. Nu pot să nu mi-amintesc de faptul că atunci când Apocalipsa încheie cartea, canonul biblic, are imaginea asta a finalului,
cerului, împărăției lui Dumnezeu, unde oameni din orice seminție, din orice neam, din orice cultură se închină lui Dumnezeu. Și asta îmi spune mie că inima lui Dumnezeu de tată vibrează, rezonează vis-a-vis de visul pe care el l-a așezat chiar încă din de la creație în inima fiecărui om. Și el are această așteptare ca eu și dumneavoastră, biserica contemporană, să împlinească acest mandat și să facă ucenici până la marginile lumii. Să sărim la acest punct al discuției un fragment din expunerea pe care ați avut-o, pentru că vrem să fie, un moment de referință și de fixare de lucrurile pe care le-a spus. Ca să putem ajuta bisericile noastre să facă misiunea să devină o realitate, în primul rând presupune să înțelegem visul lui Dumnezeu. Și când spun asta, o să mă refer în mod special la ucenicia ca mod de viață. Și apoi, în partea a doua, o să încerc să vorbesc despre dezvoltarea anumitor practici necesare pentru a transforma o biserică parohială, dacă pot să-i spun așa, într-una cu impact global. Într-una care se angajează, printre altele, și în misiunea transculturală. Așa că o să încep cu înțelegerea visului lui Dumnezeu, ucenicia ca mod de viață. Este foarte important să înțelegem vremurile în care trăim. Cineva spunea că există trei tipuri de oameni. Prima categorie de oameni sunt cei care make things happen. Aceștia creează istorie. În timp ce ei merg prin lumea aceasta, lucrurile se schimbă în urma lor și nu mai arată cum au fost înainte, pentru că între timp au trecut ei pe acolo. A doua categorie de oameni sunt cei care sunt martori ai lucrurilor care se schimbă. Ei văd că ceva se întâmplă în jurul lor și trăiesc, se întâmplă să trăiască în acea perioadă în care pot depune mărturie. Pe când trăiam eu, s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Și apoi există o a treia categorie de oameni care doar se întreabă, s-a întâmplat ceva? Nu m-am prins, dar după mișcarea care este, parcă ceva s-a întâmplat. În 1 Cronici, capitolul 12, cu versetul 32, citim: din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau supuși sub porunca lor. Interesant, înțelegeau vremurile, știau ce trebuie să facă Israel, erau căpeteni, erau lideri. Toți frații lor se așezaseră sub autoritatea lor. Cea mai mare întrebare a filozofiei nu este de unde venim, nici încotro mergem, ci mai degrabă unde am ajuns. Și de această întrebare vă invit să ne ocupăm după ce vom survola mai întâi supozițiile originilor în Cartea Genezei și apoi destinul omenirii în Cartea Apocalipsa. Visul lui Dumnezeu și mandatul creației. Din veșnicie și înainte de crearea cosmosului, Dumnezeu a avut un vis. Un vis mult mai mare decât visul lui Martin Luther King. Vă amintiți, el a rămas în istoria Americii prin I have a dream. Visa la ziua când negri și albi vor avea aceleași drepturi și datorită lui Statele Unite au un președinte de culoare astăzi, pentru că cândva cineva și-a permis să viseze, să viseze imposibilul. Dar Dumnezeu are un vis mult mai mare, nu doar decât al lui Martin Luther King, ci mult mai mare decât visul meu și visul dumneavoastră. De aceea cuvintele rostite de Dumnezeu în Geneza, capitolul 1, versetul 26 până la versetul 28, sunt mult mai importante cu cât ele comunică pentru prima dată nu numai visul lui Dumnezeu, ci și misiunea primei familii sau modul în care Dumnezeu se așteaptă ca prima familie să împlinească visul creat de Dumnezeu, avut de Dumnezeu înainte de nașterea lumii. Aveți acolo la punctul 1. Am așteptat mult și am primit puțin. Adam și Eva. Haideți să citim textul pe care cred că îl știm destul de bine. Geneza
1:26-28. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Aceste versete, de altfel cunoscute de fiecare dintre noi, dau sens și semnificație atât vieții umane, cât și familiei, cât și căsătoriei. O bună parte a tradițiilor creștine văd în acest text mai degrabă mandatul cultural, presupoziția lui Dumnezeu pentru nașterea culturii și civilizației. Ba mai mult, această perspectivă asupra mandatului creației este sprijinită de faptul că în secolele care urmează, în exersarea independenței față de Dumnezeu, omul reușește să pună bazele culturii și civilizației seculare sau cetății omului, turnul Babel. O citire mai atentă a acestor versete ne obligă pe fiecare dintre noi să ne reamintim că mandatul dat de Dumnezeu primei familii, familie creată după chipul și asemănarea sa, este să umple pământul cu fii și fiice de Dumnezeu, nu doar cu oameni creați după chipul lor. Deci, dacă prima familie ar fi îndeplinit acest mandat, produsul finit al lui Adam și Eva, al muncilor, nu ar fi fost turnul Babel, ci mai degrabă Civitas Dei sau cetatea lui Dumnezeu. Cea mai bună expresie a visului lui Dumnezeu o găsim descrisă în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă. În contextul acestor versete devine evident că viața umană și căsătoria au sens și semnificație doar dacă se aliniază scopului pentru care a fost create, răspândirea chipului lui Dumnezeu, umplerea pământului, întregului pământ, cu fii și fiice de Dumnezeu. Așa cum deja am spus, la o citire mai atentă a acestui pasaj, găsim mandatul Creatorului care articulează misiunea familiei pentru îndeplinirea visului Creatorului. Dar după cum știți, prima familie a eșuat. A eșuat în îndeplinirea mandatului pe care Dumnezeu li l-a dat. Dar Dumnezeu are un vis și nu renunță la el. La punctul 2 aveți, am așteptat puțin și am primit mult. Avram și Sara. Și vă amintiți cu toții chemarea, probabil că cei care sunteți în sala asta știți mai bine decât oricare, nu? Chemarea lui Avram, Geneza, capitolul 12, versetul 1 și 3. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dacă îmi permite să parafrazez, pentru că am un vis, ca pământul să fie umplut cu fii și fiice de Dumnezeu și vreau să vă folosesc pe voi ca să fac din voi un neam de preoți, ca să slujiți ca preoți printre toate celelalte națiuni ale pământului, pentru că prin voi vreau să binecuvântez toate națiunile pământului. Da, Dumnezeu își alege deci un alt om. Își alege o altă familie care să împlinească visul.
Dumnezeu are un vis și nu renunță la el ușor. Avraam este ales pe baza ascultării de care el va da dovadă. Geneza 18, de la 17 la 19, subliniază acest adevăr. Dumnezeu îl alege în contextul precunoașterii sale. Știa că Avraam va împlini condițiile impuse de Dumnezeu, ca astfel Dumnezeu să-și poată împlini promisiunea, visul pe care l-a făcut. Dar, aveți la punctul 3, eșecul lui Israel. Și acest popor care se naște din această familie va eșua în îndeplinirea mandatului încredințat de Dumnezeu pentru a-și împlini planul său, visul său. Până și cei aleși pot influența împlinirea visului lui Dumnezeu. Și atât pe Pavel, care în Romani, capitolul 2, cu versetul 24, într-un mod remarcabil de simplu, subliniază efectul neascultării lui Israel, spunând: căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Dar, dragii mei, Dumnezeu are un vis și el nu renunță la visul său. A eșuat Adam și Eva, a lucrat cât a putut Avraam și Sara și a eșuat poporul care s-a născut, dar Dumnezeu în împlinirea visului său are un al doilea Adam și fii și fiice de-a lui Avraam. Dumnezeu este ferm în împlinirea visului său. Și atât cum spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 14, cu versetul 11, citând de altfel Isaia 45 cu 23: pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine, pentru că eu am un vis. Cu sau fără aportul descendenților lui Israel, cu sau fără aportul primei familii, visul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, va deveni o realitate. Și iată că ne mutăm la mandatul cultic sau reiterarea mandatului creației. Ultima dată când Dumnezeu vorbește în persoană apostolilor lui, noii sale familii, Domnul Iisus le dă un mandat, ceea ce se poate numi mandatul cultic sau reformularea mandatului creației, în baza căruia trebuiau să umple pământul cu fii și fiice de Dumnezeu. Și iată cum sună mandatul cultic: faceți ucenici din toate neamurile. Lucrul acesta e copleșitor, pentru că Dumnezeu nu dorește doar ca pământul să fie umplut de fii și fiice de Dumnezeu, ci într-o zi Dumnezeu dorește să populeze cerul cu fii și fiice de Dumnezeu, pentru că acesta este visul său. Și iată cum este descris visul acesta împlinit în Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Aceasta este împlinirea visului lui Dumnezeu. Cerul într-o zi va fi populat de oamenii aceștia care între timp au căpătat statutul de fii și fiice de Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 9, spune așa: și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Acesta este visul lui Dumnezeu. Și în această dimineață, permiteți-mi să vă adresez o întrebare care mi-ar plăcea să o luați ca venind din partea lui Dumnezeu, care vă întreabă: care este visul tău? La ce visezi în această dimineață?
O casă mai mare? O mașină mai bună? Mai frumoasă? Mai luxoasă? O vacanță mai lungă și cât mai departe de casă? O biserică mai mare ca visul lui Gabi? Dacă poți să-i atribui așa. El nu te întreabă care este visul tău pentru că arde de nerăbdare ca să-ți împlinească visul tău, ci El te întreabă care este visul tău pentru că este nerăbdător să-ți pună în inima ta și în mintea ta visul său. Visul lui Dumnezeu, care este umplerea pământului și într-o zi a cerului de fii și fiice de Dumnezeu. De unde știm asta? Iată răspunsul lui Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și în momentul în care nu mai trăim pentru noi, ci trăim pentru Domnul care ne-a răscumpărat, visele noastre nu mai sunt importante, ci visul lui este important. Și în măsura în care visul lui arde în inima noastră, suntem gata să fim partea planului lui Dumnezeu pentru generația noastră și, de ce nu, având impact și pentru generațiile viitoare. Vedeți? Dumnezeu are un vis. Visul lui se va împlini. Indiferent ce a ales Adam și Eva, indiferent ce a ales să facă Israelul și indiferent ce voi alege eu sau dumneavoastră să facem, Dumnezeu își va duce visul la îndeplinire. Revenind în discuția noastră după acest fragment, vreau să insistăm puțin asupra un lucru practic. Este expunerea pe care ați făcut-o și punct de vedere pe care l-aveți, un îndemn, un element de reflexie, o provocare pentru credincioșii din România să se gândească puțin mai serios la aspectele demografice? Cu siguranță trebuie să ne asumăm acest mandat al creației. Mi se pare că Dumnezeu ne-l cere nouă în mod special. Dacă vă amintiți, am spus și în cadrul conferinței că ceea ce este interesant sau chiar ciudat este faptul că lumea care n-a avut parte de cuvântul revelat al lui Dumnezeu în mandatul creației, așa cum îl înțelegem noi, împlinește acest mandat. Și uitați-vă la lumea musulmană, că în general sunt 8 copii pe femeie, iar lumea creștină, occidentală, ca să zic așa, generalizând lucrurile, care a avut parte de revelația lui Dumnezeu, nu îl îndeplinește. Acum eu când spun asta, nu leg lucrurile de mântuire, vreau să facem lucrurile foarte clar. Mântuirea este doar prin credință, doar prin Iisus Hristos, n-are nicio treabă cu aspectul demografic, ca să zic așa. Dar în același timp eu realizez că cele mai sănătoase familii și cei mai echilibrați copii care sunt în societatea noastră sunt copiii care vin din familii de credincioși, unde tata și mama se iubesc, unde există o înțelegere corectă a ceea ce înseamnă scopul vieții, o filozofie de viață corectă. Și oamenii ăștia cresc cu valorile lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne dă harul să-i vedem și născuți din nou, că acum trebuie să realizăm că în orice copil care se naște în familia noastră este automat născut din nou, spui de Adam, da? Indiferent în ce familie se nasc. Dar asta e rugăciunea noastră și cerința permanentă înaintea lui Dumnezeu ca El să-i mântuiască, să-i facă creștini. Imaginați-vă copiii aceștia care sunt niște ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care întrupează valorile lui Dumnezeu, valorile împărăției lui Dumnezeu, trăind, afectând, impactând fiecare aspect al vieții, pentru că, mă rog, misionar nu este doar cel care pleacă în Afganistan, India. Mă gândesc, spre exemplu, la medicii creștini care sunt implicați în atâtea vieți. Deci, eu ca pastor nu am posibilitatea să slujesc acestei categorii de oameni cărora ei le pot sluji. Dar el, medicul creștin, întrupează valorile împărăției lui Dumnezeu acolo în spital, în relația cu oamenii care au atâta nevoie de ajutor.
Păi, ăla este un câmp de misiune extraordinar. Să mă gândesc la profesorii noștri, da? Care au elevi care sunt în perioada în care încearcă să descopere rostul vieții și Dumnezeu i-a așezat acolo tocmai ca să-i ajute pe elevii aceia să descifreze voia lui Dumnezeu, mai ales în contextul ăsta atât de confuz al lumii noastre postmoderne. Vorbim despre demografie încă câteva minute. Sigur că și noi la Alfa Omega și multe organizații, biserici, sunt voci pro-life în România. Este la modă să, și este important. E corect și trebuie corect, să avem vocea biblic, asta. Să avem o poziție pro-life, indiferent că suntem pe platformă evanghelică, ortodoxă sau catolică și suntem și noi parte din această voce a lui Dumnezeu pentru România. Dar nu este suficient. Cred că sunteți unul care aveți o vedere mult mai largă legat de... dreptul la viață, de importanța vieții, de aspectul demografic în marea lucrare pe care o avem, fie că este un mandat al creației, fie că este un mandat evanghelic. Poate mai provocați, simt eu că e nevoie de o provocare, pentru că subiectul acesta nu este abordat. Mulți predicatori spun, nu faceți avort, iubiți viața, îngrijiți, dar mai puțin vorbesc și altfel despre importanța. Există un istoric britanic care face o analiză a tuturor civilizațiilor care au fost în lumea noastră. Din perspectiva lui, au fost 27 de civilizații. 27 de civilizații care s-au născut, au ajuns la maturitate, ca apoi, în urma prosperității și în urma, să zicem, acelui statut aristocratic pe care la un moment dat l-au putut dezvolta, să urmeze decăderea. Și el spune așa, cu excepția eschimoșilor, toate celelalte civilizații s-au născut, s-au dezvoltat și au dispărut. Mă rog, pentru mine asta este o lecție foarte importantă de viață, acum dacă o privesc din perspectiva mandatului creației. Există o împărăție a lui Dumnezeu care se dezvoltă necontând care sunt celelalte civilizații care sunt în jurul nostru. Și eu cred că dacă privesc sub aspect demografic, este unul dintre modurile în care noi putem să ajutăm ca această împărăție lui Dumnezeu să continuă să se dezvolte. Eu sunt îngrijorat, mă gândesc cum va arăta Europa în următorii 50 de ani. Sigur că pot să mă gândesc din punct de vedere social și economic și politic, să mă gândesc că s-ar putea să n-aibă cine să-mi plătească pensia, dar nu neapărat sub aspectul acesta privesc lucrurile, ci cum va arăta Europa, cum va arăta România din perspectiva visului lui Dumnezeu. Vom fi noi oameni care perpetuăm aceste valori, care facem ca moștenirea iudeo-creștină să continue, să fie parte a civilizației Europei, nu ai cum să ignori aspectul demografic. Și eu cred că trebuie să deschidem ochii și să înțelegem că este o cerință a lui Dumnezeu. Dar încă o dată, asta nu spune că orice femeie trebuie să facă copii până nu mai poate, da? Deci nu privesc din acest mod abuziv, legalist, dacă pot să spun așa, înțelegând greșit și limitat aspectul acesta al nașterii copiilor. Până nu de mult și slujitorii din România spuneau, da, neapărat invazia musulmană, să zic așa, prezența musulmană în Europa, este doar în Europa, noi în România nu avem și chiar ați menționat. Acum, în România am niște statistici de la organizația OCI, cu ocazia asta recensământului din 2011, comunitatea musulmană este mai peste jumătate din comunitatea baptistă din România, ca și număr declarat. Și crește într-un ritm, poate nu putem să-l înțelegem sau să-l explicăm. Comentați puțin acest lucru. Deci eu cred că putem privi din cel puțin două puncte de vedere. Alarmist și să spune, ce se fac, ce se întâmplă, că femeile stau în medie, 8 copii și o să ne, vorba lui Gaddafi, nu ne mai ducem cu sabia, ci doar ne mutăm la ei, ne mulțim și îi cotropim. Sau putem să privim din perspectiva unei oportunități deosebite pe care Dumnezeu ne aduce, și anume să expunem pe oamenii aceștia la mesajul Evangheliei și să facem ucenici din ei. Eu cred că e mult mai sănătoasă perspectiva asta, pentru că oamenii ăștia vin în Europa în general în căutarea unei vieți mai bune, dar în contextul acesta, găsind o biserică puternică care înțelege rolul misionar pe care ar trebui să și-l manifeste, ar putea să privească ca pe o ușă deschisă, ca Evanghelia să poată ajunge și la ei. Acum noi ne propunem să concurăm cu ei cine naște copii mai mulți, adică mi se pare
total nepotrivit. Dar n-are cum să nu te provoace faptul că acești oameni care n-au parte de descoperirea lui Dumnezeu, așa cum înțelegem noi, împlinesc acest mandat al creației, iar noi se pare că l-am abandonat, influențați de modul de gândire a societății contemporane. Totuși, așa, la final acestei prime părți a discuției noastre, să ne și încurajați pe mulți. Sigur că acel procent, acea rată a fertilității de 1,2-1,3, care e în România, care este mult sub un procent al speranței pentru România și care, dacă fără o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, fără o schimbare completă de mentalitate și de poziționarea noastră ca și credincioși, ar putea peste câteva generații să aducă România într-o situație dificilă. Poate totuși aveți o perspectivă optimistă, un gând optimist. Unde ar putea să lucreze Dumnezeu? Atât timp cât Biserica Domnului există, este speranță. Ea este speranța lumii. Este, de fapt, singura speranță. Știți, l-am citit cu ceva timp în urmă undeva pe Andrei Pleșu, care comenta din perioada în care el a fost ministru de externe al României și zice, cunoscând cine conduce lumea asta, mi-am dat seama încă o dată că Dumnezeu există, că numai faptul că El conduce lumea, mai există lumea. Dar în mijlocul acestei lumi care se clatină din temelii, Dumnezeu a așezat biserica și cred că este foarte important pentru noi ca slujitori să ajutăm biserica credincioșii să înțeleagă mandatul încredințat și să și-l asume. Și din acest punct de vedere nu trebuie să privim alarmist, ci iată oportunitatea bisericii. Gândiți-vă, spre exemplu, la o lecție din istorie. Imperiul Roman, perioada Imperiului Roman, secolul 1, 2, 3 din Imperiul Roman. Asistăm acolo la relativism, asistăm la trăire în imoralitate și clasa superioară care este formată, spun scrierile, din homosexuali. În mijlocul acelei lumi depravate, Dumnezeu naște împărăția sa, biserica, care se dezvoltă și penetrează Imperiul Roman. Ei vin cu un alt sistem de valori, cu ceea ce înseamnă puritatea în relațiile tânărului și a familistului. Și în momentul în care valurile astea care se abat asupra Europei, calamitățile care vor face ca o bună parte din populație să fie decimată, pe ce se zidește Europa? Pe valorile promovate de biserica creștină persecutată. Ei, deci din acest punct de vedere eu pot privi destul de optimist ce se întâmplă în lumea noastră. Atât timp cât Biserica Domnului este în această lume, îmi amintesc de cuvintele pe care le spune Iisus lui Petru. Eu îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor putea nimici. Mă simt în siguranță atât timp cât Dumnezeu este în control și n-am cum să spun altceva decât că El este în control. Și ca să încheiem acest modul al discuției noastre, în România este, chiar dacă spuneați în conferință că este una din țările cu o prezență evanghelică semnificativă, poate cea mai semnificativă și mai stabilă din țările din jurul nostru, poate chiar din Europa, totuși în același timp în România, în ultimii ani, în ultimele două decenii, au fost uciși copii echivalenți ca număr cu întreaga populație a României, poate una din performanțele cele mai complicate. Credeți în mișcarea aceasta pro-life, în lupta aceasta împotriva abortului ca ceva eficient și credeți că va fi una din lucrurile pe care Dumnezeu le va folosi? Sper. Ceea ce ați punctat acum este atât de dureros. Anumite statistici spun că România a avortat mai mulți copii decât populația are acum. Or, lucrul ăsta e tulburător. Este chiar devastator. Nu doar sub aspectul demografic, ci ținând cont de faptul că acolo este viață, viață care vine de la Dumnezeu și faptul că nu îi se oferă posibilitatea acelei vieți să se dezvolte. Sper că mișcarea pro-life va folosi metodele cele mai bune pentru a convinge societatea românească de dezastrul pe care îl face prin faptul că ne-am angajat în această luptă împotriva lui Dumnezeu prin avorturile care se întâmplă. Din câte știu, sunt mai multe organizații, biserici, mișcări care încearcă să promoveze viața și eu cred că ar trebui să le sprijinim și să facem tot posibilul să putem ajunge cu acest mesaj spre societate.
Mulțumesc pentru contribuția la această prima parte a emisiunii. Rămâneți cu noi pentru că în partea a doua a discuției noastre vom aborda și alte lucruri legate de misiunea României.